Bună ziua, suntem într-o solă de rapiță. După cum vedeți, este răsărită în proporție de 85-90%. Este în stadiul de 2-4 frunze. Mai este de răsărit aproximativ 10-15%. Este deja în pământ, în curs de răsărire, deoarece au urmat precipitații după semănat, aproximativ 65 de litri pe metru pătrat în zona aceasta, și are umiditate suficientă să răsară, deci va ieși în proporție de 100% toată cultura. În perioada asta, aflându-ne în stadiul de 2-4 frunze, avem dăunători. Atalea deja a început să depună ouă, primul rând de larve deja a ieșit. Avem larve și de Atalea rozee, larvele cenușii, și de pieris brasice, fruturile alb al verzei, larve pe care o să vi le arăt. Veniți mai aproape să vedeți cam cum arată. Dacă vă uitați aici, vedeți în partea stângă a căzut. Aceasta cenușie așa, este larvă de Atalea rozee, vespia rapiței. Uitați-vă cum arată. Poate calamita întreaga solă. Au fost cazuri în care s-au întors zeci de hectare datorită acestui dăunător. Iar aici jos sunt două larve de fluturile alb al verzii, cam așa arată. Este larva asta cu dungile verzi și galbene și multe puncte pe spate. Consumă foarte mult din frunză, lăsând practic planta fără aparat foliar. Ceea ce este un lucru rău, pentru că o plantă la care este consumat aparatul foliar până la intrarea în iarnă nu mai are rezistență pe parcursul iernii la temperaturile scăzute. Ce trebuie făcut? Într-o zi însorită, lipsită de vânt, când dăunătorii sunt prezenți în cultură, trebuie dat un insecticid contact, de contact sau un insecticid de contact pus unul sistemic. Pentru că ne aflăm deja la peste două frunze ca stadiu de vegetație și insecticidul sistemic își face foarte bine treaba. Larvele care o să consume o să moară după ce consumă din frunzele care au un sistem insecticidul sistemic respectiv. Deci trebuie să fim foarte atenți în perioada asta. Este posibil să aplicăm un singur insecticid de contact sau să intrăm cu insecticid de contact plus insecticid sistemic o dată, de două ori sau de trei ori în funcție de presiunea de atac cu dăunătorii în solele pe care le avem. O zi frumoasă, vă mulțumesc, la revedere!